E voilà ce view avem de la acest hotel. Ce vrea să fie asta, o piscină? Asta poate fi fantele care au avut bed bugs. Da, nu exagerăm. Wow, ce view! Și se mai construiește pe altă parte. Trebuie să mai rămânem o noapte, că e cam onorată, nu e de urcat. Micul dejun, orez cu 3 creveți. Plus yellow curry cu tofu. Tofu. Un Buddha. Să ne alegem caschetele, luăm o motocicletă, să închirem un moto, costă mai puțin de 5 euro. Păi cam asta o să fie viteza noastră. Ok, am pornit, dragi prieteni. Nu mai merge. Opt ani n-am mai mers cu voastră. Alimentăm cu 2 litri. Sper să ne ajungă. Ah, trebuie să pun asta aici. Și în ora. Da. Hai. Poate n-am față toate obiectivele turistice. Lagun 9, Lagun 2, Lagun 3.
se aploaie. Am zis că nu plouă, dar în final s-a înnorat. Cineva a rămas cu mașina. Wow, s-a scufundat chiar. S-a băgat off-road. Mamă, săracu. Și au venit piticii cu culețele. Ajutoare. Ajutoarele satului. Mamă, dar s-au băgat. A început și ploaia puțin, dar o să ajungem în curând la lagună. Peisajul superb. Cât mai arată? 200 de metri pe acolo. Ah, pe acolo era? Da. Întoarce. Blue Lagoon 3, 200 de metri. În față, ticket office. 20.000 de plată. Hello. Hello. Am luat tichetul, se închide la ora 6, 20.000 de persoană. 5 lei. Au și parcarea acoperită la fix, că tocmai a început ploaia. Și în față, laguna.
Minunată! Wow, ce calumă e! Super tare! E cea mai mare lagună dintre toate, pentru că sunt vreo 9 lagune și am citit review-urile și asta pare să fie cea mai mare. Și chiar este, deci dacă asta e mare, înseamnă că celelalte sunt super mici. Mă doare fundul. I would say the Vietnam. Asta este laguna numărul 3. 5 leuți pentru o baie în lagună. Primii 20 de kilometri făcuți cu scuterul. Nu am mai condus un scuter de acum 7-8 ani. Ultima oară am căzut în Myanmar pe la pagode, din cauza că era un loc cu un nisip super nasol. Și de atunci am zis că nu mai conduc scuter. Dar aici, fiind doar pe stradă, am zis ok, trebuie să facem un trip. Oricum tot e posibil. Money. Cave and viewpoint. Oh, nice, man. It's so fucking nice. Stai, mă, să fac și Ce frumos! Până aici nu cred că e mare panică cu țânțari. Cave! Am intrat în peșteră, nu știu că se vede. Oh yeah. Like octopus. Am dat de un mic loc de făcut baie în peștera. It's very, very slippery down there. Yeah. Oh, that's interesting. Oh, so nice. Foarte mare peștera. Înapoi la lumină. Wow. S-a mers ceva prin peșteră. E cam un traseu de 40 de minute. E super mare. Și nu este deloc lumină. Am uitat să iau lanterna și am avut doar lumina la telefon. După peșteră o baie în lagună. Frumos. Tot ce vedeți în față doar pentru un euro. Laguna numărul 3 ne-am uitat și este cea mai tare. Nu le-am văzut pe celelalte, dar din review-uri asta pare cel mai mișto loc. Plătești intrarea și ai o grămadă de activități, poți să dădeai în o grămadă în zip, gratis. Zip, veste, gratis. Veste, colace. Mâncare super ieftină. Plecăm de la lagună spre un mare viewpoint, de unde putem vedea sunset-ul. Wow, tare, nu? Între timp a ieșit și soarele, a și plouat. Și asta mă gândeam, e bine să mergi cu cineva, în caz se oprește, na, te ajută sau ceva, știi? Da, ne s-a oprit scuterul de două ori, nu știm de ce.
Și mai este un băiat care vine cu noi să vadă apusul. Vacile stau la soare. Cred că aici e. Mare problemă. Prima oară când închiriem scooter și la plecare se oprește din 5-5 minute. Noroc că e băiatul ăsta cu noi și poate, nu știu, îi dă de cap. Ce a zis tipul ăsta? Că e pompa, nu? Sau... Da, ceva de fapt. A reușit să apese pe un buton, să vedem acum când ne țin. E pompa stresată. Faza e că era așa de la început, cred. Sigur, de fapt. Ce am mers? Nici 20 de kilometri și face figuri. S-a oprit din nou. Am mers puțin mai mult. Avem 2 km, sper că nu se mai oprește. S-a mai oprit, hei! Stai să văd! Uite și un căl cu aripi sus. Asta e viewpoint-ul? Aha. Deci trebuie să urcăm tocmai până acolo. Left house. Păi nu, că sunt două. Ah, ok. Asta-i cave. Asta-i cave. Asta-i peștera, mergem mai în față. Nu s-a mai oprit scuterașul. Wow. O, trebuie să avem grijă la pietre, că e și roata din spate puțin cam varză.
Minus? Yeah. And they're organic too. No Chris chemicals. From Australia, hello to our friends. So we after that we stopped because it was a scam. And then we just started selling to local markets, local shops, and our friends. And we're actually able to sell enough to live pretty happily. Nice. Încă puțin până la vârf. Am ajuns în vârf în jumătate de oră. Greu? Da. Greu? Da, frumos. Yeah, no, I should. Am ajuns în vârf, dragi prieteni. Check this out. Am urcat cu motocicleta până aici. Am început coborârea. A fost puțin dubios drumul, pentru că a trebuit să mergem pe niște stânci.